Untura de rață, benefică sau periculoasă? Untura de rață conține până la 51% grăsimi mononesaturate, 36% grăsimi saturate. Untura de rață este folosită la prepararea multor delicatese, este însă această untură benefică sau, din potrivă, periculoasă? Află mai multe despre ea din acest articol. Untura de rață conține până la 51% grăsimi mononesaturate, 35% grăsimi saturate și 14% grăsimi polinesaturate. Aceasta își menține stabilitatea și la temperaturi înalte, de aceea este folosită deseori la preparatele prăjite. Ce beneficii poate avea consumul de untură de rață sursă de grăsimi sănătoase, bogată în grăsimi mononesaturate? Grăsimea de rață este extrem de sănătoasă. Este adevărat că aceasta conține și grăsimi saturate, însă cele mononesaturate le neutralizează. Reduce nivelul de colesterol din sânge, grăsimile sănătoase din sânge reușesc să reducă nivelul colesterolului rău din organism. Are efecte benefice asupra rinichilor, întrucât conține acid linoleic, untura de rață, susține sănătatea renală. Un studiu făcut pe șoareci de către oamenii de știință din Brazilia a arătat că această untură poate ajuta pacienții care suferă de insuficiență renală cronică, susținând în mod inexplicabil funcționarea linichilor. Sursă prețioasă de antioxidanți, stresul oxidativ, este responsabil atât pentru apariția semnelor îmbătrânirii, cât și pentru riscul crescut de apariția unor boli. Antioxidanții reușesc să combată stresul oxidativ, iar aceștia se regăsesc în concentrații foarte mari în untura de rață. Fortifică sistemul imunitar, conținutul bogat în minerale precum seleniul, dar și antioxidanții din belșug, fac din această untură un aliat de preț al imunității. Menține oasele sănătoase, tot acidul linoleic, menționat mai sus, este responsabil și pentru fortificarea sistemului osos. Acest aspect este important mai ales pentru femeile la menopauză, care sunt predispuse riscului de a dezvolta osteoporoză. Cum să folosești un tură de rață, pentru a te bucura de preparate delicioase, dar și de beneficiile acesteia, ca în cazul oricărui aliment, excesele sunt contraindicate. Cu toate că este un aliment sănătos, untura poate cauza mari probleme de sănătate dacă este consumată zilnic ori în cantități prea mari. Însă dacă e consumată cu moderație, organismul va avea numai de beneficiat de pe urma consumului de untură. Dacă nu știi cum se folosește această untură de rață la gătit, iată câteva idei simple și la îndemână. Podcorn făcut în untură de rață, în loc de ulei. Înlocuiește uleiul de măsline din rețetele de preparate sătate, cu untură de rață. Și ciupercile sunt mai gustoase dacă le tragi la tigaie în acest tip de untură. Varza de brutsel, morcovi baby, dar și carnea de pui pot fi preparate în untură de rață. O altă combinație lăudată de bucătari este aceea alcătuită din cartofi și untură de rață. Această untură va oferi cartofilor un gust aparte, dar și acea crustaurie perfectă, pe care de multă vreme îți dorești să o obții. Întrucât are un punct de ardere mare, untura de rață poate fi folosită la prăjeli, însă acestea nu sunt deloc sănătoase. Maioneza poate fi făcută cu grăsime de rață în loc de ulei de floarea soarelui. Și produsele de panificație pot fi preparate cu untură de rață. Această untură oferă o textură pufoasă și un gust aparte pâinii și produselor de patiserie, așa că merită să o încerci. Trage la tigaie fructe de mare în untură de rață și vei obține un preparat extrem de gustos, dar și foarte aspectuos. Indiferent de modul în care alegi să consumi untura de rață, asigură-te că nu întreci măsura. Dacă suferi de boli cardiovasculare sau diabet, consultă-te cu medicul tău cu privire la cantitatea de untură permisă pentru consum. Așadar, vă îndemn să consumați untură de rață pentru beneficiile sale, însă nu înainte de a cere sfatul medicului specialist. Abonați-vă să nu ratați materiale care v-ar putea fi de folos, apreciați conținutul existent pe canal și distribuiți cu prietenii voștri. Multă sănătate!